Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Fănel Pățanca, fermier din județul Giurgiu. Bună dimineața, domnule Pețanca! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Acum v-am invitat să vedem cât de bună e dimineața pentru un fermier performant al României, pentru că e o perioadă în care sunt foarte, foarte multe discuții cât de performant și profitabil mai este sectorul agricol, mai ales sectorul vegetal pentru fermierul român, pentru producătorul agroalimentar român. Dar înainte să intrăm în discuție cu problemele, pentru că evident că sunt multe probleme, haideți să facem așa o trecere în revistă. Cum se prezintă începutul de an agricol 2023 în ferma dumneavoastră, în sudul României, în județul Giurgiu? Cum arată, cum se prezintă situația la zi? Da, da. În zona mea și nu numai la mine, deci la toți colegii, am avut o perioadă cu precipitații destul de bună. Ce am văzut și din datele de la ANM, se pare că o parte, nu în totalitate, din deficitul de apă s-a mai rezolvat. Deci astea sunt permise pentru un an agricol, măcar normal, nu zicem bun, foarte bun. Să fie normal, că dacă e normal, înseamnă că sunt și ceva precipitații. Și dacă Dumnezeu ne ajută cu ceva precipitații, că apa de aici o așteptăm deocamdată, restul le facem noi. Suntem, deci acolo în zonă, sunt multe firme care fac agricultură performantă, care excelează în producții bune. Oameni foarte destoinici, bune. Nu lucrați și într-o cooperativă, nu? Da, suntem și într-o cooperativă, Vlașca 2008, la deci, Giurgiu. Deci, organizare ca la carte, cum s-ar zice. Da, dar în afară de cooperativa care ajută cu input-uri, așa, fiecare fermier în propria fermă, indiferent că am mai văzut alte păreri că sunt non-agricol, că nu-ți veniți din domeniul agricol. Deci majoritatea, da, nu-ți veniți din mediul agricol. Adică n-au studii sau n-au experiență foarte mare, nu? Exact, da. Dar fiecare l-a luat ca pe un business unde au vrut să câștige. Și chiar dacă ei au avut handicapul ăsta, dar nu știi meseria asta, și-au luat consilieri, ingineri, agronomi, cu care fac performanță. Și ei sunt decât, în felul ăsta, niște manageri, înseamnă, foarte buni, care au știut să descurce, să-și rezolve problema, lipsa de știință pe partea agricolă, colaborând cu diferite firme sau diferiți profesioniști în domeniu, sau alții pur și simplu și-au angajat ingineri, agronomi și fac performanță. Deci, până la urmă, e loc pentru toată lumea, e loc pentru toate tipurile de antreprenori, că au experiență în agricultură sau nu. Important e, până la urmă, seriozitatea și, sigur, să faci tehnologie ascultând de consilieri, de specialiști. Acum și companiile care oferă produse și servicii nu vin și cu o zonă de consiliere importantă. Dumneavoastră sunteți mulțumiți de modul cum interacționați cu cei care vă oferă inputurile, că vorbim de semințe sau de produse de protecție a plantelor, fertilizanți, utilaje agricole. E și o comunicare profesională, nu? Da, da. Toate firmele, în general, noi lucrăm în general cu marile firme din domeniul la nivel mondial, care au și în România filiale, sucursale ce au ei acolo, pentru că lucrăm cu marfă de calitate, cu pesticide de calitate, că în felul ăsta, dacă lucrezi cu marfă bună de calitate, cu genetică, nu? Cu semințe. Cu genetică, pe partea de semințe, automat de aici vine și beneficii bune, adică rezultate bune. Aveți și un parc auto de utilaje, nu? Un parc de mecanizare pus la punct, nu? Automat. Trebuie și o dotare. Dacă nu ai o dotare, vedeți pe partea asta de agricultură, nu știți, într-un an poate să apare tot felul de aspecte. Deci dacă poate în ultimii ani ne-am confruntat cu probleme de secetă, poate în alți ani ne-am confruntat cu ieșeni de ploi, de precipitații. Și atunci întârzi cu anumite lucrări și când ai prins o fereastră de 2-3 zile, trebuie să-ți rezolvi problema. Oferta există, atâta timp cât ești performant, înseamnă că ai și bani,
posibilitate să te dotezi și ai acces la utilaje performante de ultimă generație care poți să faci lucrări bune de calitate și mergi și pe parte de calitate și pe parte de cantitate, adică îți face și o suprafață mare într-o zi și de calitate bună lucrarea respectivă. Dumneavoastră cum ați ajuns în agricultură? Când v-ați început activitatea de antreprenor? Să știți că anul ăsta, pe 30 august, este actul de înființare al firmei. Pe 30 august 1993. Deci sunteți veteran, faceți 30 de ani. 30 de ani, să știți că puține firme... Sigur, în 1993 cred că erau, nu știu, câteva sute de firme la nivel național. Foarte puține și efectiv din februarie 1994 avem acte contabile, deci firma funcționează de atunci. Pentru că aveți experiența, să zicem, ambelor momente, simțiți că pentru fermierul român s-a schimbat ceva după aderarea de la Uniunea Europeană sau poate un pic și perioada de preaderare, nu știu, din 2005-2006, să zicem, față de ce era înainte și ce a fost după, puteți face o evaluare? S-au schimbat în vreun fel lucrurile? Da. Subvențiile, poate alte avantaje? Da, deci după 2007, asta o văd nu numai la mine, o văd și la colegii mei din zonă, și spun și ei, toți cu care discutați, vă voi spune asta, toată dotarea a venit după 2007, când cu ajutorul subvențiilor, poate și noi atunci am putut, au început să fie niște schimburi de-astea, dar am putut să mergem și să vedem și până alte părți, sigur, și până alte țări, cum se procedează acolo, un schimb de experiență. Toate astea ne-au ajutat să ne ridicăm ștacheta de la an la an, cu producții mai mari în permanență și vedeți că acum am ajuns la nivelul ca miniștrii agriculturii să mândrească că România a ajuns pe diferite culturi, numărul poate chiar numărul unu în Europa, dar... Apar alte probleme, în schimb, pentru că evident că lucrurile nu sunt deloc simple în acest moment pentru agricultură. Fermierii români și nu numai fermierii români, fermierii europeni în general sunt supuși la o presiune mare în ceea ce privește creșterea cheltuielilor de producție, creșterea costurilor în fermă. Dumneavoastră cum ați resimțit? Dacă ar fi așa să faceți un jurnal de front în lupta asta cu să zicem, cu spirala aceasta a prețurilor pentru că au început, lucrurile au început odată cu pandemia, creșterea costurilor la energie și la carburanți, după aia războiul din Ucraina care a perturbat major piața cerealelor și în general piața agricolă europeană, au fost turbulențe mari. Cum ați trăit aceste vremuri, ultima perioadă? Nu mai există o tehnologie STASP pe care să zici, asta e tehnologia STASP, asta mergem în fiecare an. Tehnologia asta se adaptează în funcție de vreme. Este o vreme ploioasă, un timp ploios, să faci o tehnologie. Este un an. Nu mai e un manual, să știi, domnule, la data de face aia. Te adaptezi în funcție de vreme. Este un an secetos, faci altă tehnologie. Trebuie să fie o flexibilitate, deci asta v-am spus, tehnologia să facem fiecare an în funcție de timpul respectiv, de vremea respectivă. Nu mai este o tehnologie STAS. În momentele astea, cum au fost cu creșterile astea foarte mari, trebuie să fim atenți și la cheltuieli. Sigur. Trebuie să fim, să urmărim prețurile la inputurile care le luăm și unde ai posibilitate să mai faci niște reduceri, mai umbli și mai faci niște reduceri, că eu vă spun un caz la mine. Vă rog. Deci... Eu cu 150, anul trecut, la porumb, am aplicat decât 150 de kilograme de azotat la hectar. Și am făcut producție la fel ca vecinul, care băgase poate peste 200 de kg în plus față de mine. Pentru că în momentele când este secetă, cum să mai vii cu îngrășăminte în abundență, da? Păi planta aia îngrop bani, practic, nu? Nu, da, planta aia mai rău o bagi în stres. Suferă și mai tare. Suferă că planta... Pe lângă cheltuiala de bani. Ea absorbe foarte bine îngrășăminte atunci când este cu apa. Dar fără apă și ei dat îngrășăminte, vine un stres în plus pentru ea. Și în loc să fie
un lucru pozitiv, e un lucru negativ. Și de asta, deci, în chestii de astea trebuie să fii puțin atent și la costurile de producție, unde ai posibilitatea să faci reduce, să mai tai din cheltuieli, mai tai. Și în felul ăsta, la final, fiind și un an cu probleme, cu puțin ajutor la prețuri, un preț mai bun, te încadrezi unde trebuie. Haideți să vorbim de prețuri, pentru că e marea... Dacă anul trecut, să zicem, discuția s-a învârtit în jurul cheltuielilor, în jurul creșterii costurilor, că vorbeam de îngrășăminte, care a fost probabil zona de inputuri cu cea mai mare creștere, nu? De 3-4 ori, de cât a fost? Au fost în unele locuri, deci păi, luați-o concret. Dați-mi un exemplu concret. Azotatul în luna noiembrie, ianuarie, început de ianuarie, se vindea până în 1000 de lei tona, da? Anul trecut. Nu, înainte de nebunia la creștere, da? Bă, asta era prețul lui de 7-8-9 ani de zile, da? După aia ajunsese prețul la 4000 și ceva de lei. Deci păi faceți o cotelă, e de peste 4 ori, da? Păi da, dar asta dă peste cap orice... Da. Plan de producție, adică în orice alt domeniu economic. Gândiți-vă că o componentă crește prețul de 4 ori, mai crește carburantul de 2 ori, mai cresc celelalte produse de poate 40-50%, deci și în final fermierul român se trezește cu o groază de cheltuieli pe cap și cu prețuri la producție care iarăși au luat o razna. Nu mai există nicio predictibilitate, nu? Păi dacă vă dau un exemplu, la un erbicid care îl folosim foarte mulți pe scară largă, de la o renumită firmă, și vă spun că în ultimii 2 ani mi-a venit catalogul de prețuri anul ăsta, s-a dublat în ultimii 2 ani. Preț. Deci de la un 400 și ceva litru, acum se apropie de 1000, 900 și nu mai știu exact. Deci nu numai astelalte au fost. Exact. Și nu e o scumpire de nuanțe, deci domnule, 10%, nu. Inflația 15%, utilajele, hai 20%. S-au scumpit. Da. Piesele, probabil, întreținerea. Manopera, de exemplu, la firma cu care lucrez eu, era 120 de lei până acum 2 ani, acum e 200 oră. Deci e aproape dublu, în 2 ani de zile, da? Și v-am spus, la inputuri, deci noi nu suntem atenți, că nu poți să le reții pe toate prețurile. Dar dacă te uiți, produsele uzuale care noi le foloseam, cât costa un catalog de acum 3 ani, dacă ne uităm pe el, cât costa atunci și cât costă un catalog din 2023, o să vedeți că multe se apropie, poate sunt dublu. Îți cam pui mâinile în cap, așa? Da. Deci nu numai partea de îngrășăminte și de motorină. Astea au fost... Acela a fost vârful. Sau, mă rog, a fost un record negativ. Da, și aici, deci... Se adună, adică toate aceste... Normal că se adună. Pe partea cealaltă, la prețurile pe care le luați pentru producția dumneavoastră, pentru produsele agricole, că vorbim de cereale, că vorbim de plante oleaginoase aici, ce s-a întâmplat? Hai să zicem începând de anul trecut. Aici a fost un fenomen ciudat. Triunghiul Bermudelor, a fost pentru prima dată când la recoltare... 2022, adică. Deci... Sau, mă rog, încep din vara lui 2022. Din vara lui 2022, când am început cu recoltarea din iunie-iulie, rapiță, grâuos, și continuând cu cele din toamnă, porumb, floare, soarelui, s-a întâmplat ceva ciudat. Deci la recoltat a fost prețul mai mare decât este acum. În fiecare an normal la recoltat era un preț mic care trecea timpului. Și e și normal că e cel mai mic, pentru că e oferta cea mai mare atunci. Și în perioada asta, ianuarie-februarie, începea să fie vârful maxim de crește. Acum e invers. Acum a fost pentru prima dată când e invers. Prețurile au tot scăzut din cauza, principala problemă, din cauza mărfurilor din Ucraina. Discutăm de situația din Ucraina pentru că la momentul acesta este o problemă la nivel european, perturbarea pieței din cauza războiului din Ucraina, și vom vorbi. Până la urmă, în momentul acesta, toată lumea recunoaște că e o situație în care fermierii români stau cu marfa pe stoc. Practic, piața internă de produse agricole cam este blocată. Nici exporturi, nici intern. Putem spune că e o anomalie, adică nu e normal ca la recoltare un preț să fie un preț și după aceea prețul să scadă accelerat? S-au cheltuit niște bani. Noi anul trecut
anul agricol care s-a încheiat, deci 2021-2022, a fost un an cu niște prețuri nemai întâlnite, cu niște prețuri pe partea de cheltuieli ce vorbesc. Deci au fost niște cheltuieli record și automat îți trebuiau și niște prețuri ca să scoți acei bani. Deci nu numai inputurile, dar și la noi și arenda a fost o arendă care... Cât e arenda la dumneavoastră? N-am mai dat-o. Păi a pendulat în funcție de zonă, de la 1500 de lei valori vorbesc pe hectare. Uh-huh. Au fost și zone cu 2200. Discutăm despre anomaliile care afectează pe fermierii români de pe piața produselor agricole după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia împreună cu domnul Fănel Pețanca, fermier din județul Giurgiu. Domnule Pețanca, la nivel european recent, din ce în ce mai răspicat, chiar și la nivelul Parlamentului European, inclusiv europarlamentari români, inclusiv ministrul agriculturii a transmis în cadrul Consiliului de Miniștri, Consiliul European, la nivelul Comisiei Europene, se discută de această afectare majoră a pieței europene a produselor agricole, a fermierilor europeni, mai ales cei din estul Europei, de aici de la aproape de războiul din Ucraina. Vorbim de o perturbare a pieței din cauza războiului din Ucraina, nu spune neapărat că nu este vina fermierilor ucrainieni, evident, și nici a poporului ucrainian, dar acest influx de cereale din Ucraina, de cereale ieftine, care în mod normal ar trebui doar să tranziteze această regiune și să se ducă mai departe către zone din Africa și din alte continente, o parte din aceste cereale pe diverse filiere de obicei din țările noastre, adică iarăși nu este vorba de Ucraina, afectează piața respectivă și țările respective pentru că evident debalansează complet cererea și oferta și prețul de pe piață și afectează fermierii din țările respective. Dumneavoastră, cum ați simțit această situație, această turbulență generată de ce se întâmplă la nivel european și, evident, de războiul din Ucraina? Păi, cel mai elocvent exemplu pot să vi-l dau. O parte din fermierii din zona mea lucrau cu omoare sau dăteau, printre altele, grâu la omoară din zona București. Acum, persoana care este în conducerea acelei mări ne-a anunțat că vorbează de filiere prin intermediul unei filiere din județul Suceava. A, deci de români vorbim. Da, o persoană care are camioane îi aduce marfă din Ucraina când dorește și cât dorește. Și la niște prețuri mult sub cele ale noastre. Cel mai elocvent exemplu, da? Păi exact ce s-a întâmplat aici, exact asta se întâmplă și cu mari traderii de cereale. Deci sunt filiere de români care au camioane și le aduc marfă din Ucraina, exact cât au nevoie, vorbesc cu ei, le spune cantități, le aduce exact. Atenție, aici aș vrea să, și cred că sunt și în asentimentul dumneavoastră, trebuie să spunem clar că România și până la urmă și fermierii români, că sunt partea acestui popor și sunt contribuabili, au fost în prima linie a sprijinirii și a efortului pe care România l-a făcut pentru a sprijini Ucraina și poporul ucrainian. Adică am acceptat acest tranzit, dar situația asta a ajuns cunoscută la nivel european și inclusiv Comisia Europeană a recunoscut situația și deja se vorbește și comisarul pentru agricultură, sigur, și se vorbește la nivel european de un ajutor, de un ajutor din bani europeni pentru a compensa fermierii care au marfă pe stoc. Dumneavoastră, ce părere? Un asemenea ajutor ar fi bun, ar fi de dorit pentru fermierii români? Cred că pentru fermierii români era mai bine să fie treaba corectă, adică marfa din Ucraina, decât să tranziteze. Pentru că ce ni se va da va fi ceva praf în ochi. Nu mai vă spun că s-a dat peste cap prețurile pe partea de logistică. Fiind la Dunăre, transportatorii erau și cu barge, se ducea marfa de la Giurgiu la Constanța. Portul Constanța era blocat. Acum nu se mai găsesc. Da, nu mai zicem portul Constanța că s-a terminat cu el. Dar barge nu se mai găsesc la Giurgiu. Toate sunt luate pe Ucraina ca să aducă marfă. Vedeți, aici nu mai e o concurență neloială, că ți-am mintit, da? Păi, cât costă marfă, cât costă inputurile în Ucraina, cât costă la noi? Cu nou PNS-ul, câte ecoscheme avem, câte probleme avem de îndeplinit,
câte substanțe să scot anual la noi din România. Adică cheltuieli în creștere. Adică noi vrem să facem Uniunea Europeană marfă cât mai ecologică, cu substanțe cât mai prietenoase cu mediul și cu omul, cu sănătatea omului. Care este prețul în momentul ăsta? Un preț mediu că el mai s-a întâmplat o zi, două, uh-huh, să mai crească, după aia a venit înapoi. Una peste alta, un preț mediu al grâului a fost undeva la 1,20-1,25, porumbul în jur de 1,20. Și, de exemplu, grâul la recoltare în iunie, iulie, anul trecut, cât era? S-a dat și cu 1,7, cu 1,8. Exact situația aia, la porumb, completa iurea de care vorbeați la câteva porumb, minute mai înainte. Da, la porumb în septembrie a fost 1,4. Dumneavoastră mai aveți marfă pe stoc? Da, am tot, am aproape 1500 de tone de porumb. Și așteptați? Am zis că indiferent ce se întâmplă, deci de scăzut prețul cel puțin la porumb, n-are cum să mai scadă, pentru că toate rapoartele care se dau porumbul la nivel mondial este pe minus față de anul trecut. Deci de scăzut porumbul nu cred că o să mai scadă și chiar oamenii care vorbesc, care sunt reprezentanți la multinaționalele astea tare de ăștia de fac comerț. Deci nu mai scade pentru că toate rapoartele venite pe plan mondial indică o scădere de 4-5 milioane de tone la, pe parte de porumb, mai puțin față de anul trecut. Și dacă anul trecut când era... presiune pe preț... Da, pe... Păi dovadă că la ora actuală porumbul întotdeauna era sub grâu. Acum e cam la nivelul cu grâu. Dar cel mai ține pe loc, îl mai ține puțin grâu, că fiind în exces prea mult grâu, acolo unde mai este nevoie de furaj, să bagă grâu. Deci în situația loc de fermierului român din vegetal în acest moment e ca majoritatea sunt cu multă marfă pe stoc, adică bani blocați, bani cheltuiți, înglobați în boabele respective de grâu, de porumb, ce are fiecare, și pe care nu prea îi fructifici în acest moment. Sunt bani blocați la propriu, nu? Nu, sunt foarte mulți. Deci am auzit și la colegii mei, toți la ora actuală au pe stoc, poate și grâu și porumb, sau unul are numai grâu, sau unul numai porumb, dar toți la ora actuală au ceva pe stoc. Toți așteaptă, nu le vine să creadă că în timpul ăsta, când prețurile creșteau, la noi scad. Deci toți sunt oameni, poate unii mult mai bătrâni decât mine în domeniul ăsta. Nu înțelegeau. Și nu înțeleg nici acum ce se întâmplă și toți speră în al 12-lea ceas că se va stopa, că de aici s-a distorsionat toată piața de la marfa cu Ucraina. Deci nu e posibil România la ora actuală să aibă export, în ce am văzut în datele statistice, aproximativ 2 milioane de tone de porumb exportat, în condițiile în care anul trecut avea 6 milioane jumate de tone. Și din ăsta, decât vă trăi 400 de mii de tone din România, restul este adus din Ucraina. Da, deci e o situație anormală. Nu se poate așa ceva. Nu, e ceva incredibil, nu se poate. Haideți să revenim un pic la problemele la zi ale fermierilor. Dacă ar fi așa să faceți o inventariere cu lucrurile cu care vă ciocniți dumneavoastră și până la urmă să facem și o abordare constructivă, să identificați câteva probleme și să propuneți și soluții. Care ar fi așa câteva priorități pe care le considerați? Lucru care, repet, v-ați ciocnit în activitatea dumneavoastră de fermier de zi cu zi și care au relevanță pentru tot sectorul, evident. În primul rând, ce ne deranjează cel mai mult? Cu subvențiile astea ne-au mințit că o să ne aducă la un nivel cât de cât apropiat. Văd că iar o luăm de jos. Pe parte de legislativ, uitați-vă, e legea Arendei, când o plimbă la 7 ani, când e la 10 ani. Oricum e blocată, nu e nici... De câteva luni de zile, s-a încheiat cu ea. Avem legea vânzării terenurilor, nici cu aia nu mai suntem clar. Am văzut Curtea Constituțională, zice că nu este legală, că nu știu ce, nu e regulă. Deci, domne, dați-ne un cadru legislativ corect. Dați-ne un cadru legislativ corect. Subvențiile alea care le promiteți, dați-le când trebuie. Atâta timp când n-ai un plan strategic național care să fie ca o Biblie a agriculturii românești, indiferent ce partid vine la putere, corect, la noi este instabilitate. Că vorbeam de Polonia, că vorbeam poate și de Ungaria.
Haide să ne uităm, haide să vedem și partea din Polonia. Există stabilitate. La noi cum să faci dacă la să schimbești de două ani ministru? Și să fie asta, planul ăsta, să fie agreat de toată clasa politică. Să se țină de el indiferent cine vine ministru, exact, ce nu partid, vine ce ministrul ăsta, lume. Eu vreau așa, vine ministrul ăla, eu nu mai vreau așa. Dom'le, asta să fie Biblia agriculturii românești. Pe partea asta să meargă indiferent ce partid vine și ministrul la putere. Să respecte chestia. Că vorbeam de secetă. Sunt foarte mulți fermieri care și... Sigur, e o recomandare universală, dar sunt foarte mulți fermieri care s-au ciocnit de problemele de pe piața asigurărilor. Experiența dumneavoastră în zona aceasta a asigurărilor de secetă, cum este? Da, deci eu lucrez cu o firmă și majoritatea fermierilor din zonă lucrează cu o firmă. Nu are și parte de secetă, e cele da. Tradiționale... care le știm, dar majoritatea mergem de câțiva ani cu această firmă. Sunteți mulțumit, nu? Pentru că este cea mai apropiată de realitate. Adică până la urmă e de la caz la caz, nu? E da, fermierul să analizeze, să compare. Dar nu ne nebunește cu hârtist. Nu trebuie sigur. Să te duci decât o simplă vizită, s-a făcut o poliță, s-a făcut după aia când, Doamne ferește, s-a întâmplat o problemă, a venit echipă de acolo, o dată maxim de două ore s-a încheiat. Deci sunt și, sunt și exemple cont. Pozitive în această da, zonă. Chiar dacă mai iau și poate un rateu, da. Dar una peste alta, din ceea ce există la ora actuală, firma asta e cea mai măsura de la AFIR cu compensarea costurilor pe polița de asigurare, ați accesat-o? Sunteți mulțumit? Da. Asta am accesat-o de 3 ani de zile. Primul an mi-a făcut-o o firmă și mi-a făcut-o așa de bine că n-a fost dosarul eligibil. Și după aia am zis, hai că-l facem noi. În cadrul fermei. În cadrul fermei. Cu colegii dumneavoastră. Cei din cadrul fermei. Și noi ăștia din cadrul fermei v-ați descurcat, a? Și am avut dosarul eligibil și acum un an și acum 2 ani. Singura problemă că dacă acum un an... Deci când se dă decizia de finanțare, să și spune acolo. În 90 de zile de la data deciziei să dă bani. Se dă bani. Acum deja s-au dus 2 luni peste. Am vorbit cu cineva de la AFIR cu care mai țineam legătura în momentul când făceam dosarul. Și ni s-a spus că guvernul de-abia acum urmează să vadă că nu s-au dat bani pe măsura asta. Păi atunci... Deci dumneavoastră încă nu v-au intrat banii, nu? Nu. Nu, nici guvern, nici la nivel de țară nu s-au alocat bani pentru măsura asta. Și acum ce semnale ați primit? Acum urmează să vedem... De, cât timp a trecut de când ați Păi, deci 5 luni de zile și s-au dus 2 peste. Adică noi cerem, dacă, că ați văzut și nouă, ni se impută, cum ați văzut acum poate mai nou, să dăm stocurile de produse, că dacă să nu raportați, dăm, da, primim nu știu ce amenzi. Sau mai avem diferite alte probleme, diferite controle. Atunci să le spun și eu la auzi, mă, lasă-mă că le fac peste 3 luni. Le fac peste 6 luni. Deci, cum toate instituțiile statului ne dă niște termene sigure, deci, practic, precise... Ați vrea ca exact ce vă cer ei dumneavoastră, exact. Să le, și dumneavoastră exact. Cu ei să obțineți același, exact. același mod de a fi tratat, nu? Exact. Suntem doi parteneri care trebuie să fim pe același palier, pe picior de egalitate. Vedeți mentalitatea funcționarului și decidentului român din sectorul public că vă privește în acest fel? Sunt unii din ei care sunt corecți. Deci sunt și exemple pozitive. Sunt și exemple pozitive, nu trebuie să-i băgăm pe toți într-o găleată. Sunt și oameni care... ne privesc, știe că impozitele noastre trăiesc și ia banii aia, dar sunt și alții care ne privesc cu alți ochi, că vezi, Doamne, parcă banii aia ni-i dă în buzunarul lor. Nu înțelegem mentalitatea asta. Aveți spații de stocare, spuneați. Aici, în zona asta, simțiți că politicele publice ar trebui să existe un program național? Se pot face lucruri mai bune în zona aceasta? Doamne, programe au fost.
Au fost și ne-a vrut să V-au ajutat? acceseze, eu n-am putut să accesez pentru că, vedeți, totul s-a pus accentul pe tânărul fermier și pe ăsta mai bătrânul l-a lăsat deoparte. A zis că ăsta-s descurc, le știe pe toate și are bani. Că sunteți de 30 de ani în activitate, plătiți impozite, cum e, ai nicio faptă bună, nu rămâne nepedepsită, nu? Da, da, și s-au dat la cei până în 40 de ani. Eu, din păcate, când m-am apucat de agricultură, cel puțin de când au început fondurile europene din 2007, eu deja am trecut de vârsta asta și din cauza asta n-am putut să accesez programul. În ciuda dificultăților, simt totuși că, și cred că e cazul totuși majorității fermierilor români, acum n-aș vrea să generalizez mai mult decât e cazul, dar totuși simt o notă de, dacă nu de optimism, măcar de cum să spun eu, de determinare, să nu vă lăsați să mergeți mai departe în ciuda dificultăților. Cum vă simțiți, așa, uite, la 30 de ani de activitate economică, cum să spun, cu acte în regulă? Sunteți optimist, pesimist? Dacă nu eram optimist, nu mai eram aici astăzi. Deci greutăți sunt în fiecare an, poate. Dar în permanență trebuie să ai gândire optimistă. Poate la un moment dat sunt așa de multe că te duci seara ca și spui gata, de mâine scrip de vânzare, nu mai vreau să aud. Dar după aia când te duci ziua asta la altă la fermă și ești cu capul mai limpede, și te uiți ce ai realizat, ce ai în spate, zici, băi, e munca mea de atâția ani de zile, în cum să-i dau cu piciorul? E viața mea, eu aici mi-am pus, vă dați seama, deci cum am eu 30 de ani anul acesta, e o viață de om, cum să-i dai cu piciorul când 30 de ani ți-ai mâncat amarul acolo ca să ridici firma asta la un nivel unde să ai o dotare bună, unde să ai tot ce e nevoie ca să poți să performezi și acum să-i dai cu piciorul, nu pot să-i dau. Domnule Pețanca, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile și opiniile transmise și felicitări pentru activitatea asta îndârjită pe care o aveți în sectorul agroalimentar românesc. Punem punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!